Gigi, am revenit la Mondain Matinal. Bună dimineața! Suntem alături de voi din nou și cu scuzele de rigoare urmează câteva știri care s-ar putea să ne mai și întristeze pe alocuri. Mai ales pe fanii artistului despre care urmează să discutăm. Într-adevăr, mai avem câteva astfel de știri, așa că pregătiți-vă emoțional. Din păcate, nu toate pot fi roz. Asta este ideea cu care rămânem. Nu totul este roz în viață. Eu am această teorie despre viață. Dacă n-ar exista fericire, n-am aprecia tristețea, că și ea are farmecul ei. Și deopotrivă, dacă n-am fi triști, când am fi fericiți, parcă n-am apreciat la fel de exact, mult. Exact, exact. O vorbă foarte frumoasă. Dragilor, vorbim despre fiul lui Liviu Vasilică, Florin, care trece prin momente dificile. Acesta și-a anunțat fanii că va trece printr-o intervenție chirurgicală pe creier și va sta o vreme departe de evenimente. Haideți să aflăm împreună în mai multe detalii în următorul material. Florin Vasilică, fiul regretatului Liviu Vasilică, urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale dificile. Interpretul ar suferi din cauza unui hematom cerebral, situație în care, spun specialiștii, creierul poate fi împins spre interiorul craniului. Intervenția este una complexă, care l-ar putea ține departe o vreme de concerte și evenimente. Artistul și-a anunțat fanii cu privire la problemele de sănătate pe rețelele de socializare. Astăzi urmează să fiu supus unei operații de hematom cerebral. Sper că totul va decurge bine și ne vom revedea curând. Revin la voi după ce voi trece peste această grea încercare, a transmis marți Florin Vasilică pe pagina sa de Facebook. Florin Vasilică a trecut în ultima perioadă prin mai multe probleme de sănătate și 4 operații. Acesta s-a confruntat cu o inflamație la șolduri, iar răspunsul la tratamente nu a fost cel așteptat. Acum, fanii săi stau cu sufletul la gură și îi urează artistului toate cele bune și o recuperare rapidă. Iată ce artist a fost Liviu Vasilică, fiul său duce această moștenire mai departe și urăm multă sănătate pe această cale. Sunt convinsă că fanii sunt alături de el și, în general, oamenii iubiți au oameni alături care să îi susțină în momente dificile. Și care să se gândească la ei, mai ales în momentele dificile, nu doar în momentele frumoase, care ne bucură. E greu pentru artiști, mai ales, uite, vorbim despre o știre foarte importantă în cele ce urmează, e greu pentru artiști, pentru persoane publice, mai ales când află vești tulburătoare, în momente în care musai sunt obligați cumva de meserie să fie fericiți, să zâmbească la cadru, să nu lase nimic să se observe. Așa că vrem să vă povestim puțin și despre un podcast emoționant despre viață și provocări ale vieții cu Daniel Buzdugan. Acesta a povestit cum a primit vestea decesului propriului tată atunci când se afla în emisie, dar și cum nu și-a putut controla lacrimile în fața sute de mii de oameni la concertul ce a urmat după tragicul eveniment. Daniel Buzdugan a povestit într-un podcast alături de Radu Țibulcă despre momentul dureros prin care a trecut atunci când tatăl său s-a stins din viață. Realizatorul se afla în direct în momentul în care a primit vestea. O săptămână mai târziu, după evenimentul trist, în cadrul unui concert, Daniel a simțit că se prăbușește pe scenă atunci când colegul său, Mihai Morar, a spus: "Iubiți-vă părinții." Iată niște vorbe la care n-ai cum să nu reacționezi. Nu, rămâi mut când auzi asemenea vorbe triste, da. E cumva șocant pentru că știm că Daniel Buzdugan este unul dintre cei mai fericiți oameni de pe planetă, așa l-am perceput tot timpul și când afli astfel de poveste care umanizează foarte mult personajul Daniel Buzdugan, cel din fața fanilor, n-ai cum să rămâi indiferent. Cu siguranță avem fiecare dintre noi povești similare la care să ne raportăm. Avem pierderi care fac parte din viața noastră. E greu să vorbești despre astfel de subiecte. Și tocmai de-aia mi se pare un act de mare curaj să reușești să nu să treci peste, pentru că nu cred că poți trece peste. Eu știu, de fapt, că nu poți trece peste un asemenea moment, dar poți să normalizezi durerea. Să o normalizezi și să o împărtășești, să o vorbești deschis cu cineva. Iată, vorbeam fix înainte de acest material duioșător, de acest material
foarte, foarte trist, foarte apăsător, aș zice. Vorbeam despre aceste profesii ale noastre, profesia de prezentator, de om de radio, de om de televiziune, de actor, de cântăreț. Cred că ți se întâmplă o asemenea tragedie înaintea unui eveniment, tu nu ai voie să arăți treaba asta, pentru că din păcate oamenii ăia care au plătit un bilet să te vadă, nu vor să te vadă trist, nu vor să se întristeze pentru că ție ți-a întâmplat o asemenea tragedie, ia zice. Ești constrâns cumva profesional, dar asta face parte și din magia noastră ca oameni de televiziune, de scenă, să putem să trecem peste aceste obstacole și eu cred că toți avem această putere, chiar dacă încercările noastre sunt diferite și uite, vorbim și de altfel de încercări în cele ce urmează, ceva mai amuzante astfel. Exact. Că, știi, așa ne stă nouă bine, să trecem puțin. Să trecem de la rău la mai bine, da, la foarte la bine, la probabil râs. Ne mai întoarcem din nou la ceva mai rău și tot așa, asta este viața până la urmă. Da. Așa merge și asta viața va cu suișuri și coborâșuri. Da. Și asta va trece. Nu știm dacă lui Taylor Swift o să-i treacă. Pentru că și Taylor Swift a pățit ceva, nu se compară, nu, dramatic, dar ceva de care i-a părut un pic rău și o să aflăm imediat. Coafiura lui Taylor Swift, dragi prieteni, nu a rezistat umilității din Singapore. Eras Tour nu a fost doar despre muzică, ci Taylor a și oferit un moment de umor când a spus că părul i-a revenit la setările din fabrică. Taylor Swift continuă să acapareze ochii întregii planete cu fiecare apariție din Eras Tour. De această dată, subiectul principal de discuție este părul vedetei, care din cauza umidității din Singapore a revenit, după cum spune chiar ea, la setările din fabrică. As you can see, my hair has returned to its factory settings, thanks to the humidity here. I'm not complaining, I like it. But I do want to commend you because it's very humid and you guys have just turned it up 100% all night. You've been dancing all night. And you look so cute. Like, why am I sweating so much? And I'm looking at you. You all look perfect. Chiar și cu părul creț, artista și-a continuat concertul, iar fanii care au plătit sume grele pentru a fi alături de ea s-au amuzat și au continuat distracția. Estimările specialiștilor arată că în urma Eras Tour, artista ar urma să încaseze peste 4 miliarde de dolari. La așa sume, freza ar fi ultima problemă a oricărui artist. It's going to be called the Eras Tour. Ce probleme să mai ai cu coafiura în momentul în care câștigi 4 miliarde de dolari. Da. Spectaculoasă sumă. Ne așteptam cumva la aceste cifre astronomice, având în vedere că au fost zboruri date peste cap de Taylor Swift și de toate concertele ei. Exact. Există o faimă în momentul de față mai mare ca oricând la Taylor Swift, nu știu dacă observi, o popularitate senzațională. E un val, e un tsunami pe care e un s-a tsunami, urcat este Taylor de-a dreptul Swift. Un tsunami. Mi-am zis că și zilele trecute am mai discutat despre Taylor Swift, vorbeam despre faptul că inclusiv această nouă relație pe care o are cu jucătorul de fotbal american, care iată și câștigat Super Bowl în urmă cu o săptămână sau două, a propulsat-o parcă și mai mult, parcă tot ce se leagă de Taylor Swift în zilele astea e ceva incredibil. Să sperăm că și noi, legându-ne de Taylor Swift cu știrile noastre, vom fi propulsați în audiențe. Dar nu să avem grijă niciodată. Cum ne stă părul. Da, să avem grijă, da, să avem grijă mereu la, grijă la freză, la coafură. Da. Hai să revenim și pe meleaguri românești sau nu neapărat, pentru că iată, trăiesc o uimitoare și tumultoasă poveste de dragoste. După nenumărate despărțiri și împăcări și după ce nimeni nu îi mai vedea împăcați, Emma Uta și Alex Body au plecat într-o nouă vacanță exotică. În urmă cu câteva luni, pe când erau despărțiți, iar Alex Body se gândea la împăcare, Emma Uta era surprinsă în brațele altui bărbat într-un club de fițe din capitală. Emma și noua cucerire au avut o petrecere pe cinste, s-au bucurat de timpul petrecut unul în compania celuilalt și nu puține au fost momentele în care s-au sărutat pasional. Deși părea extrem de îndrăgostită, Alex Body a reușit să o facă pe Emma Uta să se întoarcă tot în brațele sale și, de curând, cei doi au plecat chiar și într-o vacanță exotică, așa cum le place lor, într-o destinație în care nu mai fuseseră, insulele Galapagos.
De când s-au împăcat din nou, Emma Uta și Alex Body sunt de nedespărțit și par mai fericiți ca niciodată. De-a lungul istoriei lor, cei doi ne-au obișnuit cu pasiunea lor pentru călătorii și alegerea unor destinații de vacanță exclusiviste și impresionante. Nici de data aceasta nu s-au lăsat mai prejos și au ales o locație deosebită, insulele Galapagos, unde se pot bucura de plaje cu nisip fin, apă cristalină, restaurante de lux, dar și de foci pe plajă. Pe lângă asta, turiștii au ocazia să vadă în libertate și lei de mare, flamingo, iguane, dar și țestoase de uscat. Insulele Galapagos sunt o destinație exclusivistă și datorită faptului că principala ramura economiei este dată de turism, așa că vacanțele organizate acolo sunt mai scumpe decât în zone exotice din lume, deci prețurile nu sunt pentru orice buzunar. Dar după cum bine știm, cei doi au venituri considerabile și își pot permite fără probleme o astfel de vacanță. Iar Alex Body știm foarte bine că își răsfață extrem de mult iubita și cu siguranță este invidiată de foarte multe femei. Da, iată, cum ai spus înainte, ne întoarcem pe meleagul românești, dar tot în deplasare cumva, pentru că vorbim de vacanțe și de locuri exotice. Eu cred că fiecare vedetă are rolul și rostul ei. Sunt foarte multe vedete care pleacă în astfel de vacanțe. Vorbeam săptămâna aceasta și despre Vlăduța Lupău și despre Andreea Bănică și poate sunt locuri la care noi am visat sau nu ne-am fi imaginat și pe care acestea ni le prezint. Așa că poate într-o bună zi, dacă avem și pasiunea asta pentru travel și pentru vizita locuri exotice și frumoase, o să și ajungem. Hai să milităm pentru asta. Și pentru plicuri. O să-ți dau un sistem de plicuri. Pe mine m-a ajutat plicuri? Foarte mult în viață. Da, plicuri pentru banii care țin frumos, în casă. Nu vreau să-mi dai, te rog frumos să nu-mi dai niciun plic, nu vreau să se vadă așa ceva la... Știu că se apropie un eveniment, dar nu trebuie să-mi pui bani în plic, știi, trebuie să-ți pui bani în plic ție. Deci nu vorbim de acel gen de plicuri, vorbim de plicuri pentru un eveniment, economie. Corect, da. Da, uite, eu de exemplu am un sistem în felul următor. Am niște plicuri de cheltuieli, apoi am un plic cu fond de urgență, vreo 2000 de lei pe care îi țin dacă, nu știu, am nevoie de asigurare, s-a stricat ceva la mașină. Mai am un fond de rezervă, cheltuielile pe 6 luni dacă îmi pierd locul de muncă. Dar asta, tu ai studiat un pic. Da, am avut și timp, să știi, am avut multe intervenții. Educația financiară. Am avut multe intervenții cu specialiști în zona aceasta de organizare financiară și chiar m-au ajutat, mi-au prins bine. Și da, uite, așa putem să plecăm în vacanță. Da, știu și eu. Cei drept îmi fac niște conturi separate, nu-i țin în, nu-i țin în plic. Ok. Bine, tehnic vorbind, nici eu nu-i țin neapărat în plic, dar notez acolo în plic, știi, stai în plic în casă. Nu știu dacă reușim să ne imaginăm ce fel de organizare bugetară are o familie cu 6 copii. Exact la asta mă gândeam și eu, adică îmi imaginez, mă văd pe mine într-o relație, într-o viață de cuplu și văd cheltuielile în acest moment pentru mai, două persoane. Mai pune un copil, mai cum pune doi. Cum ar fi să pui doi copii? Cum ar fi să pui trei copii? Da, cât să te duci? Cât să te duci? Da, până la 6 copii? Ei bine, da, cineva s-a dus până la 6 copii, dragilor. Este vorba de Anca Serea, care este una dintre cele mai apreciate persoane publice din România. Este mama a 6 copii și are întotdeauna grijă să arate impecabil, dar și să le ofere acestora o educație aparte. În luna martie, Anca spune că se simte deosebit, dar că alături de copiii săi, fiecare zi este una de sărbătoare. Serea este o mămică răsfățată de copii și de soț, iar luna femeii vine cu surprize de fiecare dată pentru frumoasa mămică. Dar oare la ce surprize se așteaptă aceasta? Există o tradiție la voi în familie în care, iată, tu ești sărbătorită ca fiind mama în luna martie. Există cumva o tradiție în sensul acesta sau te simți cumva mai specială poate în luna martie în familie? Că sunt norocoasă să am niște copii care oricum mă iubesc indiferent de anotimp și de sezon, dar da, sunt foarte simpatici și ei fac acolo la școală la ei tot felul de ateliere, mi-au pregătit tot felul de surprize, cel puțin 4 serbări, îți dai seama, săptămâna aceasta este săptămâna dedicată serbărilor, pentru că am copil de 8 martie. Da, mă surprind cu tot felul de gesturi, de la mărțișoare, florile mele preferate, tot felul de poezii, coliere din paste și așa mai departe.
Nu este ușor să fii mamă de 6 copii, drept urmare, Anca Serea ne-a vorbit și despre cât de mult contează să ai grijă de sănătatea ta. Suntem în luna martie, o lună dedicată femei, iar astăzi a fost vorba despre prevenție. Cum prevezi tu acest lucru și ce sfat ai pentru cele de acasă? În primul rând, la mulți ani tuturor doamnelor, domnișoarelor, indiferent de vârsta lor. Așa este, ne aflăm în luna martie, o lună specială. Eu spun că toată lunile ar trebui să ne fie nouă dedicate, pentru că suntem făpturie minunată pe pământul ăsta și avem un rol atât de binecuvântat și important, acela de mame și nu doar. Așa este, am vorbit despre prevenție, am vorbit despre screening, etape foarte importante în viața noastră, indiferent de vârsta pe care o avem. Eu pot să spun că odată cu trecerea timpului și a maturizării mele, mi-am dat seama cât de importantă este sănătatea și noi suntem, să zic așa, principalii și, nu știu, oamenii care ar trebui să punem sănătatea pe primul loc, să fie o prioritate, indiferent de vârstă, de gen, de preocupările pe care le avem. Pentru că trăim vremurile pe care le trăim, suntem supuși stresului, poluării, a unei alimentații care nu este tocmai cea mai corectă. Și pot să spun că în cazul meu merg de 2 ori minim, fac analizele medicale, atât eu cât și familia și copiii noștri. Nu pot să zic că mergem în mod exagerat la doctor, la cea mai mică febră sau, nu știu, durere de măsea, dar avem o clinică medicală la care mergem în mod frecvent. Trăim vremuri grele și dificile, sunt tot felul de viroze, de virus, de gripe, de pandemii și cred că toată năvala asta de informații și de întâmplări vine să ne trezească un pic la realitate și să ne spună că cel mai important, indiferent de tot ce avem în jurul nostru, cel mai important este să fim sănătoși și, cum spuneam, noi suntem cei care suntem răspunzători. Ne distram noi ceva mai devreme cu următoarea știre și, uite, ar putea fi motiv de investiție pentru o familie cu mai mulți copii. Și este și o mare dorință, cel puțin pentru mine, nu neapărat despre... Să ai 6 copii sau să investești? Nu, tocmai, să investesc în ceva ce îmi doresc foarte mult să realizez pe viitor și anume să călătoresc pe un iaht sau pe un vas de croazieră și să pot călători în jurul lumii. Păi uite, îți prezint o ofertă chiar acum. Somnio va fi atât cel mai mare iaht cât și cel mai scump construit vreodată. Nava este echipată cu ultimele noutăți în materie de navigație, dar și cu toate facilitățile unei vieți de huzur. Cu zeci de apartamente a căror prețuri sunt amețitoare, Somnio va fi lansat la apă în această vară. Lux, opulență și eleganță, toate se întâlnesc pe punțile iahtului Somnio, considerat cel mai scump iaht din lume. Nava întrunește toate superlativele, atât ca dotare, cât și ca soluții tehnice. Urmează să fie lansat în această vară, iar costurile construcției se ridică la 600 de milioane de dolari. Numele vasului ales de proprietari spune totul, Somnio însemnând în altină a visa. În principiu, nava este mai mult decât un iaht, este o navă de croazieră care oferă condiții de super lux. Cu o lungime de 222 de metri, nava dispune de 39 de apartamente decorate de designeri renumiți, cu prețuri începând de la 11 milioane de dolari. Somnio va avea cu 40 de metri mai mult decât actualul titular al titlului de cel mai lung iaht, Azam, deținut de familia regală din Abu Dhabi. Achiziționarea apartamentelor se va face doar pe bază de invitație sau recomandare din partea proprietarilor, a căror identitate rămâne deocamdată secretă. Producătorul iahtului susține că pentru proprietari, Somnio urmează să fie un loc de reședință, unde vor primi inclusiv asistență medicală de talie mondială.
Apartamentele vor fi distribuite pe 6 punți, fiecare complet personalizat. O bucătărie personală, o sală de gimnastică, o bibliotecă, spații de luat masa în interior și exterior și zone de dressing distincte sunt doar câteva dintre caracteristicile iahtului de lux. Iahtul va avea restaurante, baruri, o cramă cu o capacitate de 10.000 de sticle și un beach club, iar itinerarul anual fiind luat de comun acord de proprietarii apartamentelor. Nu știm dacă vreun milionar român își va permite să achiziționeze un asemenea apartament, dar ne putem mândri că cea mai mare parte din navă, Carena, a fost construită la Tulcea, acolo unde s-a realizat și faza de echipare, după care vasul a fost trimis în Norvegia pentru faza finală. Nici nu vreau să mă gândesc cât poate costa un asemenea apartament. Ne poate spune colegul nostru Sebi, înțeleg că el este primul român. Noi glumim, bineînțeles, avem un coleg Sebi super inventiv. Avem un mic inside al nostru pe care nu cred că vom avea timp până la următoarea publicitate să-l discutăm așa cum se cuvine, dar cândva vreau să-l amintim. O să vi-l prezentăm la un moment dat pe Sebi cu siguranță. Da, pe tine, să uite așa la noi în această dimineață. O să apare. Te ghemăm noi la momentul potrivit. Nu știu dacă o să apare și pe nava asta, dar... Dar vă spunem noi despre ce este vorba după un scurt moment. Un scurt moment de publicitate. Cred că avem nevoie pentru a nu ne mai gândi la această navă și la cât costă.